Hai, salut bă băieți și bine regăsit la un nou videoclip. Pentru astăzi avem Ronin Ruffs rank 35, skinul ăsta mișto care a fost din Battle Pass. Așa că am zis să-l facem și pe Ruffs pentru că este un brawler extraordinar de bun și o să vedeți treaba asta în continuare. Așa că apăsați butonul de like să faceți cu mai multe și desigur să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Cred că am zis abonați, blablabla. Așa că hai să trecem la video. Și nou derbiul ăsta nesimțit cu Ruffs, bă. Jucăm și pe Hard Rock Mine și drept, o hartă foarte mișto și e bun rău de tot Ruffs aici, probabil cea mai bună hartă de Ruffs este aceasta. Bine, Ruffs și Rico aici sunt dominanți, mă rog, Rico e dominant, dar lumea nu prea știe de Ruffs cât de OP poate să fie, mai ales tritul ăsta sau ultimata, cum vreți să ziceți voi, upgrade, trit, cum vreți voi să-l numiți, e extraordinar de bun, mai ales dacă și ți-l dai ție, poți să spargi pereții, poți să-i dai la Rico, poți să-l dai la Mid, poți să ți-l dai ție, pentru că îți crește damage-ul, îți crește HP-ul, schimbă interacțiuni și chestii de genul. Și pur și simplu e extraordinar de bun. Gândiți-vă când 3 brawler sunt cu upgrade, păi n-ai ce să le mai faci, că e greuț, e greuț. Și de obicei echipele încearcă să-ți scoată upgrade-ul, pentru că asta cam trebuie să faci. E dintr-un upgrade îți faci mai multe, cum i-am făcut și eu acum deja. Am intrat peste asta cu Rico, deși eu n-ar trebui să pot să bat Rico. Pentru că Rico e cam full counter la Ruffs, cel puțin pe harta asta, dar ne descurcăm, nu? Pentru că pe Ruffs-ul ăsta chiar e extraordinar de underrated, probabil lumea nu prea știe cât de OP poate să fie, dar dacă joci cum trebuie Ruffs-ul ăsta și îți faci destul de multe upgrade-uri, credeți-mă că e extraordinar de bun. Bine, asta să nu-ți moară și cu echipele într-una cu upgrade-ul, pentru că atunci nu prea îi rosești, cam mai toată faza. Deci avem 1226. Nostru derby este acesta. Bine, ăsta este și meciul de rang 35 pentru Philip, să-și facă artiul rang 35. Vă cam dat de... Deci ăștia sunt player probabil foarte, foarte bun, pentru că au doi player de acolo, au pinul de la Macerino. Deci probabil sunt ceva playeri cu trofee mari, pentru că ne-a dat instantă. Așa că, cine știe, să vedem cum ne descurcăm. Deci cum o duce Ruffs-ul ăsta în niște brawler care n-ar trebui să fie tocmai cine știe ce. Pentru că au... Bă, sincer, au un comp extraordinar de bun, deci Charlie, Rico, Nani, care Nani e probabil cel mai bun mid după 8-bit, cred, ceva de genul, nu știu exact. Mi-a venit ăsta cu Rico, mă, bă, ia-i dăm un bait aici, poate o mușcă. A mușcat baitul ăsta nesimțit, da, hai că văd că vine Philip să-i da pinch, perfect, i-a dat și hit, nice, mă, bravo. Și cam aia, cred că s-a terminat meciul lor cam aici, o să-i dăm și upgrade-ul la Philip. De ce spun asta? Pentru că am deja poziția asta și este greu să mă scoată și până mă scot ei, deja le-am dat down-ă, la propriu le-am dat down-ă. Am aproape alt upgrade, ăla cu Rico nu mai are cum să-mi intre, pur și simplu e greuț să mai intre fără să-și ia damage, fără să mă fideze, fără să facă chestii. Plus de asta avem mid-ul, a murit Rico-ul nostru, aia e problema, da? Fiți atenți, îi dăm aici frumos, îl și batem pe Rico, nice. Și cam e, adică deja arăta și Charlie Coconus, a adus meci oricum pentru ei, deci singura, bă, ce gadget are ăsta cu Charlie, what? N-am mai văzut gadgetul ăla de foarte, foarte mult timp, nu știu, oricum, meciul ăsta a mers destul de smooth, deci vedeți și voi cam cât de OP poate să fie Ruffs-ul și credeți-mă, ăștia nu cred că o să fie player slabi, având în vedere că au pinul de la Macerino, probabil sunt niște player mai decenți și un comp chiar foarte, foarte bun. Ia să vedem și noi, uite, Gugu, OP și cu Emric. Da, player chiar foarte, foarte, foarte bun. Bun, 1242. Bun, ăsta e meciul de rang 35, să vedem dacă reușim să-l facem. Văd că au Leon, Piper și cu Rico. Bă, mi-a dat prin saci, mi-a dat super tare. Ce îmi place să-mi iau hit-uri prin saci, bine, s-au pus foarte prost saci. Unul mi s-a pus foarte în lateral. Nu știam că e invizibil, dar mă, cum și-a făcut ulta Leon? Sau mă, stai puțin, că nu cred că și-a făcut ulta. A intrat, bă, nu știu, n-am fost atent. A fost pe lane, habar nu am, probabil că e, bă, nu mai are ulta. Probabil că intrase pe lane și nu l-am văzut eu. Bine, n-a tras nici Philip, habar n-am ce s-a întâmplat. În fine, hai că avem deja upgrade-ul. Rico l-a bătut pe celălalt Rico, să punem aici saci, să am grijă să nu mă bată la cu Piper. Nice, a murit, perfect, perfect. Mai e doar Rico, Leonul, pardon, care oricum are ult, avem 9 gemuri și s-a terminat și meciul ăsta foarte lejereanus. Bă, nu știu, parcă s-au spanat gemurile foarte, foarte rapid, pentru că nici nu prea am făcut, cine știe ce a luat la toate hiturile invizibil. Nu știu ce a făcut ăsta cu Leon, dar
Că mai ia hituri invizibil. A luat ăsta tot ce se putea lua cu Leon Săracu, din păcate. Da, meciul ăsta a fost extraordinar de ușor, de lejer, nu știu, a mers strună rău de tot, n-a luat băieții niciun gem. 1250 raps, mai dăm un meci pentru Rico. Dar ultimul nostru derby este acesta, să facă și Rico-ul nostru rank 35, pentru că nu-l are. Noi am terminat, dar mai dăm un meci pentru el și văd ca un Mortis care l-a bătut, deși n-ar trebui să poată să-l bată. Eu am un domn cu Bo care, bă, că stă destul de în spate, mă, nu știu ce. Ăsta e din ăla cu Bo care stă și nu-și pierde lane-ul, pentru că sunt oameni de genul care stau așa în spate cum stă ăsta cu Bo. A văzut că Filip l-a bătut pe ăla cu Piper, a furat gemurile și a declanșat și minele. Bă, vezi că e țiplă, dar m-a bătut pe... Bă, ăsta cu Bo chiar e bun. Ăla cu Bo e cel mai bun player din lume și a murit și Filip. Ok, nu o să iau momentan gemurile, stai așa să pun niște saci aici. Nu o să iau gemuri, dacă îl văd pe Mortis le iau, dacă nu le lăs la Filip. Hai că n-a venit Mortisul, mă gândeam că o să vină și o să încerce să le ia. Pentru că se pot întâmpla și chestii de genul, de-aia le campam acolo frumos. Pentru că dacă vedeam că vine Mortisul, desigur trebuia să le iau, să nu le ia Mortisul. A sărit ăla cu Piper, dar vezi că nu prea a sărit tare bine, ia. Poate îl bat, l-am bătut, nice. Bă, dar ăsta cu Bo dă pinch. Dă pinch cam prea bine ăla cu Bo. Mamă, nu fac și una, bă, nu știu ce se întâmplă, dar nu prea se joacă intensiv meciul ăsta, dar avem 8 gemuri, ceea ce e bine rău de tot. Și-a pus ăla minele pe... Mă, dar ăștia și-au lăsat gemurile în spawn sau care-i faza? Că văd că n-au gemuri. Hai să-i dăm aici frumos la Rico. Sau oricine l-a luat. Da, hai că l-a luat Rico. Ok, bun. Au 4 momente. Bă, nu știu, câte gemuri aveam în spate? Că probabil ăștia au gemuri în spate sau ceva, nu știu. Parcă au tare puține. Nice, bine, Pine. Aproape. Hai că e bine rău de tot. S-a spunat încă un gem, e o mină acolo pe mid sau minele pe mid, de aia se duce Filip acolo. Ceea ce este super bine, dar e ok, mă, e ok. E 10 la 5, 10 la 3 sau cât o fi. 6. Bă, stai. Ok, hai că nu scapă. Nici. Cum au mă ăștia 9? Ui, what? Stai mă puțin, ce? Bă. Da, nu știu exact cum au ăștia atâtea gemuri, mi-a dat puțină daună. Mă, what, de unde aveau mă ăștia atâtea gemuri? What the heck, ok. Bun, hai să fim puțin, atenți, e bine că s-a băgat Filip acolo și a luat și gemul. Trebuie să nu pierdem spawnul nostru, că e destul de... s-a băgat ăla cu Piper. Ok, să avem și grijă. Asta cu Boie e foarte... Bă, ăla n-a urcat deloc, gen ăla cu Bo, chiar n-a urcat deloc. Pur și simplu stă și își ține lane-ul. Face foarte bine, nu zic nu, doar că e destul de enervant pentru mine, pentru că face aceeași treabă în continuare și n-ai cum să intri peste el dacă tot dă hituri. Da, cred că e GG, că e mort. Avem 14 gemuri. Bă, da, uite cum se țin, băieți, oricum al 15-lea era spawnul nostru. Da, bă, s-au ținut extraordinar de bine, dar pur și simplu n-am înțeles la faza de unde au avut atât de multe gemuri încât să ne egaleze, pur și simplu, dar mă rog, foarte ciudat. Sau cel puțin așa mi s-a părut, nu știu. Mi s-a părut că chiar au avut extraordinar de multe gemuri. În fine, asta a fost și meciul pentru Pine, să facă și el rank 35. Destul de controversat meciul ăsta, dar GG's.